Salut, sunt Florin Arvunescu și bine ați revenit. Astăzi vom face fica de curcan pane. Îl vom servi cu un sos de ciuperci și un piure de cartofi cu ceapă verde. Un preparat foarte ușor și foarte delicios. Ingrediente, gramaj, rețetă scrisă, pe toate le veți găsi și în descrierea videoclipului. Să începem. Tăiem ficatul de curcan, bucăți mai mici. Dacă este prea gros, indicat ar fi pe jumătate. Cam așa. Punem aici deoparte. Ce culoare frumoasă are. Seamănă cu cel de vită. Avem nevoie de un cuțit foarte bine ascuțit. Totom. Ce ușor se taie. I-am curățat foarte bine înainte și i-am spălat. Să mai scăpăm de sânge. Îi punem într-un castron curat. Îi condimentăm cu sare. Am mai sare grunjoasă. Piper. Proaspăt râșnit, puțin usturoi granulat, cam jumătate de linguriță. Când vine vorba de ficat, usturoiul este nelipsit. Merg foarte bine împreună. Puțin amidon din porumb, cam o linguriță și jumătate și un albuș de ou. Gălbenușul îl punem aici, mai avem treabă cu el. Amestecăm bine. Amidonul și albușul ne va ajuta foarte mult ca să lipim făina de ficat. Încă puțin. Și dăm deoparte. Și lăsăm la temperatura camerei cam vreo 15 minute. Să prindă puțin gust. Între timp pregătim sosul de ciuperci. Eu am aici un mix. Brune, pleurotus, shimeji. Puteți face cu un singur fel. Dar eu le aveam și păcat de ele. Le tăiem bucățele potrivite, fâșii. Avem nevoie de ceva ciuperci pentru că or să scadă foarte mult. Încingem bine o tigaie. Am aici un foc cu puțin ulei de măsline, nu mult. Și așteptăm puțin să se încingă tigaia și uleiul. Înainte de a pune ciupercile. Sunt apoase și vrem să scoatem apa din ele, nu să le fierbem. Cred că s-a încins destul. Așa, perfect. Le punem pe rând. Prima dată pleurotus. O să am nevoie de o lingură de lemn. Puțină sare. Puțin piper proaspăt râșnit. Amestecăm des. Când au început să se strângă, adăugăm și ciupercile brune. Aici, într-o parte. La fel peste, puțină sare. Și puțin piper. Amestecăm bine. Între timp tocăm câțiva căței de usturoi, mărunt. Îi zdrobim. Or, curățăm de coajă. Încă unul. Și tocăm foarte mărunt. Ciupercile mai au foarte puțin. Suficient. Adăugăm usturoiul. Amestecăm puțin. Venim și cu două crenguțe de cimbru proaspăt. O cutijă, o să le scoatem mai târziu. Cum am pus usturoiul și cimbru, cum s-a umplut bucătăria de miros. Wow. Puțin vin, am aici un vin demisec. Să facem. Mai merge o leacă. Eficient. Amestecăm și lăsăm să se evapore alcoolul. O să arunc în tigaie și ciupercile astea micuțe și mei și n-au nevoie de foarte mult timp de gătire. Amestecăm puțin. Și smântână de gătit. Cam o cană. Dăm într-un cloc o două și gata sosul. Aveți grijă focul să fie mediu, nu vrem să-l grăbim.
suficient. Oprim focul și gustăm de sare și piper. Să vedem. Dăm aici. Perfect. Dăm deoparte și pregătim ficăței pentru prăjit. Punem aici. Mai spargem două ouă peste gălbenășul rămas. Am aici. Unul. Și al doilea. Condimentăm cu puțină sare. Puțin piper. Am nevoie de o furculiță. Și le batem bine. Merge și puțină bere. Puțin, nu mult. Cam 50 de mililitri. Restul e a mea. Trebuie să prindem puteri. Mai amestecăm puțin. Și am aici pregătit făină și panko. Punem așa frumos, una lângă alta, ca să ne fie mai ușor. Tăvălim prima dată ficăței prin făină. Ușor, câte 2-3 odată. Indicat ar fi cum crește, să nu ne murdărim. Îi scuturăm puțin, îi aruncăm un ou, după care în panko. Continuăm. Și cred că aici intervine mâna. E mai simplu. Presăm puțin și scoatem aici pe tocător. Încă două bucăți și gata. Făină, ou și panko. Asta e cea mai grea parte din toată rețeta. Puțină ordine și revin. Gata, am aici o tigaie cu mult ulei. O punem la încins. Focul. Și adăugăm ficatul. Ușor. Oho. S-a încins destul de bine uleiul. Grăbim. Am 4-5 bucăți odată. Nu vrem să aglomerăm tigaia. Avem nevoie de un castron în care punem câteva șervețele absorbante de bucătărie. Aici. Aruncăm un ochi și la ficat. Încă puțin și gata. Este și foarte subțire tăiat, așa că se va găti destul de repede. Maxim 3-4 minute. Cam gata. Scoatem aici pe șervețele. Și continuăm. Mai are puțin și ultima serie. Ne-am mișcat destul de repede. Suficient. Oprim focul și scoatem frumos în castron. Oho. O să mai ieși deoparte. Scăpăm și de tigaie cu mare grijă. Și montăm. Avem nevoie de o farfurie. Punem frumos aici. Venim cu piureul de cartofi cu ceapă verde. L-am făcut puțin mai devreme. Este suficient de cald. În mijloc 2-3 linguri. 2, maxim 3. Facem frumos gaură. Pentru sos. Să fie perfect rotundă. Foarte frumos. Sosul de ciuperci. În mijloc. Cam 2-3 linguri. Cu vârf. Ups, am murdărit farfuria. Ștergem farfuria puțin. Să nu o lăsăm așa în pahar. Și ficatul de curcan pane. Câteva bucățele. Și frumos aici. Și asta. Încă puțin sos pe deasupra. Cam o lingură. Dăm aici o parte. Puțin mărar. 2-3 fire. Pentru culoare. Și cu niște gogoșari în oțet puși în casă, deja trecem la alt nivel. Îi așezăm și pe ei frumos aici.
1, 2, hai, 3 bucăți, suficient. Apropo, rețeta o găsiți pe pagina mea de YouTube sau dați aici un click pe Iul acela în cerculeț. Uitați-vă ce farfurie frumoasă avem și colorată, așa că să gustăm, să vedem ce am făcut. Luăm aici un ficat. Este foarte crocant. Și uitați-vă cum arată în interior. Wow. Perfect! O lingură de piure, chiar aici lângă pe tocător, puțin sos cu ciuperci peste ficățel. Mai tăiem o dată și să luăm o furculiță. Îmbucătura perfectă. Asta e. Gușar. Delicios! Sper să vă placă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La revedere!